Salutare, dragile mele! Vin astăzi la dumneavoastră cu o rețetă de borș moldovenesc. Borș pe care eu îl pregătesc de o viață. Borș moldovenesc cu scrijele de varză murată. Iată așa arată borșul meu. Este limpede și foarte delicios. Pentru a prepara acest borș, am folosit 1,5 kg de carne de porc, o varză murată, 2 morcovi, 3 cepe, 4 roșii marinate sau murate, dacă nu aveți marinate, suc de roșii opțional, piper boabe aromat și frunze de dafin. Borșul cu scrijele de varză murată se face foarte simplu. Cred că e cea mai simplă mâncare pe care am putea o face. Pregătim totul, aranjăm în ceun și ne căutăm de alte treburi. Punem ingredientele în borș crude, așa cum le vedeți. Nu prăjim sau nu călim nimic absolut. Așadar, vă invit să rămâneți în continuare alături de mine ca să vedeți cum îl prepar. Tăiem varza bucăți mari. În apa fierbinte punem carnea. Dragi gospodine, carnea pentru acest borș neapărat trebuie să fie grăsuță, adică să aibă și grăsime. Înlăturăm spuma care se adună. Iar după ce am înlăturat spuma, punem celelalte ingrediente. Eu mai adaug și câteva frunze de dafin, 3 bucăți. Sunt sigură că vă veți întreba, dar câtă apă să punem? Apa trebuie să stea deasupra ingredientelor, aproximativ de 1 cm. Acum punem sucul din roșii, facem focul mic și lăsăm ca borșul nostru nu să fiarbă sau să clocotească, dar să mocnească, așa cum se spune în regiunea noastră, adică să fiarbă încet, încet. Borșul meu a fiert aproximativ 3 ore. Au trecut aproximativ 3 ore, am verificat carnea și varza ca să fie fierte, am adăugat verdeața, am lăsat să fiarbă borșul încă 2 minute și am stins focul. Dragi gospodine, iată în așa mod, eu pregătesc acest borș nemaipomenit de gustos. Dacă v-a plăcut rețeta mea, puneți un like, distribuiți-o și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a vedea și alte rețete. Pe curând!